Hai să vă spun o poveste. Da, spuneți. Deci, fiind la Uniune, secretarul secției de muzicologie, pe mine mă doare rău genunchiul. Nu e nicio problemă. Deci, a existat un moment foarte curios. Noi în muzică, din perioada secolului 17, 16, 18, nu prea avem personalități și reprezentanți. Foarte puțin. Unul dintre cei care ne reprezintă este Ion Caioni. Ianoș Caioni, Ion Caianu, care a fost un călugăr iezuit și care într-o mănăstire a editat, cânta la orgă, la un fel de orgă, a editat un codex care s-a chemat Codex Caioni. Mare, spectacular. În codexul ăsta, Caioni, care era român, în tagma iezuiților unguri, a introdus 10 teme românești. Cântecul voivodesei lupu, Olah, Tanz, nu știu ce și nu știu. Bun. Codexul ăsta s-a păstrat în perioada interbelică. Despre el au scris Marțian Negrea, George Simonis, studiu, arătând melodiile astea și însemnătatea lor că într-un document de atât așa de important s-au băgat folclorul românesc care nu poate fi terfelit și modificat așa, nu știu cum. Bun. Și după 23 august a dispărut codexul. Unde e codexul? Nu se știe. O vreme a fost la o mănăstire din Cluj, care a ajuns în școală de muzică, dar toată lumea zicea s-a dus la Budapesta, s-a furat și e la Budapesta. Mă rog, și noi am scris după studiile celor doi români, Marțian Negra e un compozitor important. Bun. Și înainte de 89, am aflat în 89, Vasile Tomescu, de la Uniunea Compozitorilor, a fost chemat la Comitetul Central și s-a pus în față codex. S-a găsit codexul. Unde? Un călugăr din zona unde se servează unguri în fiecare an, într-o mănăstire, pe patul de moarte, a zis, aici, în peretele asta, sunt codexul și încă vreo câteva cărți de mare valoare. Securitatea a fost pe față. Și-a pus mâna pe astea, le-a dus la București, la tovarășa, tovarășa l-a chemat pe Tomescu, uite, dar să nu vorbești. De ce? După asta, după un timp, președintele Uniunii, pe Pascal Bentoio, un om remarcabil, mă cheamă, zice, măi, mâine la 11, ești la Ministerul Culturii, la tovarășul vicepreședinte Clement Hunor, tânăr de tot. Zice, pentru că s-a găsit codexul și Budapesta vrea să-l tipărească. Și cum s-a găsit pe teritoriul României, vrea o colaborare. M-a prezentat la Hunor mi-a spus foarte civilizat, cu tare, că vine peste două zile un muzicolog de la Budapesta
să convenim cu Uniunea Compozitorilor o colaborare, dedicare și mă... Ungurii au specialiști în transcriere. Mai mă cheamă încă o dată, chemine Menhuna, și eu îi spun, domnul vicepreședinte, putem tipări codexul în România. De ce să-l dăm la Budapest? Au nimerit pe mine cu chestia cu Ungare. Și de ce să asta? Zic că avem o doamnă care poate să transcrie. Dar nu există așa ceva. Trebuie un mare specialist. Numai Buda pe țară, numai Cotar. Mă rog, domnule, noi am putea face asta. Nu Cotar. Noi suntem de acord să tipărim la editura muzicală pe cheltuiala noastră. Câte exemplare stabilim, vă dăm de la tirajul jumate la Buda pe să faceți ce vreți cu el, dar restul e la noi la rămâne. Și Kelemen Hunor tot da, Buda pe și atunci eu îi spun, domnul Hunor, sunteți reprezentantul României. Eu nu am încredere în probitatea dumneavoastră, sunteți unguri. Vă rog frumos să vă aduceți aminte ce reprezentați în biroul ăsta și ce cultură reprezentați. Am avut curajul ăsta. Hunor, după asta, așa, și am tipărit în România cu colaborarea ungurilor. Foarte bine. Helen Hunor era ministru culturii atunci? Vice. Era vice? Vice-ministru. Aha. Da, am înțeles. Din partea Ungurilor. Asta când? În ce an? În 2000 ceva. Deci după 2000. Am înțeles. Da, interesant. Uitați că ați salvat codexul. Pentru că să fim serioși, puneau mâna pe el și după aceea arogau. Da, bineînțeles. Da. Da, mai sunt aceste fapte de curaj. De fapt, nu știu, nu ne numim de curaj, dar sunt fapte normale. Într-o altă țară civilizată nici nu li se permiteau să facă așa ceva. Păi da, nu, din păcate, la noi... Nu s-a anunțat Budapesta că s-a găsit. Da, păi nu știți ce scandalul cu Codex Aureus, la fel? Și altă porcărie de topor românești. Păi n-au preluat UDMR-ul, biblioteca Bataneu. Păi exact. Acum mi se pare să a revenit, nu știu. Da, păi exact. Și s-au restituit, ci care ar fi fost ale lor, dar... Da. Mulțumesc foarte mult, domnul academician.